Și că ați ieri pe care la conferința aia de presă, că ați fi obsedat de persoana cu faptul meu, pentru că doi vlați vin din business, cum se înțeleg, și așa. Tot aici, astăzi, trei RNG-uri au făcut o conferință de presă și au cerut demisia lui Parohnic și v-a solicitat și dumneavoastră ca să vă luați atitudine. Eu pot să vă adresez o întrebare, dar sincer, din partea mea și răspund sincer din partea domnilor voastre. Voi credeți că eu am pe ce să fiu invidios în raport cu această persoană? Dați-mi doar un motiv. Și aici o să aveți și răspunsul vis-a-vis de aceste afirmații. Eu, de felul meu, sunt un om liber. Un om care vorbesc în nume propriu. Un om care poate să iasă oricând în fața oricui să dea răspuns la întrebările care se adresează. Eu nu m-am ascuns niciodată în spatele nimănui. Eu nu m-am ascuns în spatele unor duble sau nu mai știu câte identități. De aceea, dacă este să vorbim de obsesie, vreau să recunosc, da, eu am obsesie. Și această obsesie vine de la angajamentele pe care mi le-am asumat în fața oamenilor. Și eu vreau să aduc aminte celor care mai dau anumite calificative. Că atunci când a fost nevoie, eu am fost alături de colegi care erau puțini și am ieșit în piață, asumându-ne tot ce înseamnă de risc. Și nu am fost în situația în care să mă martirizez în activitatea mea, dar asta a fost atunci realitatea. Și am pledat pentru libertatea presei. Am pledat pentru economie liberă. Am pledat pentru guvernare democratică.